Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așa, mai întâi de toate o să difuzăm un sunet ca să punem în context rubrica de astăzi și rugăm pe aceia dintre voi care aveți sub 20, hai, 25 de anișori, să ne dați un mesaj la 0728 3132, dar fără să trișăm, da? Numai cei sub 25 de ani să dea mesaj și să ne spună ce reprezintă acest sunet. Etc., etc., e da. Suficient, da? Bun. Deci 0728 3132, cei cu sunetul ăsta. Altfel, vrem să vă spunem că elevii de la clasa 9 de la Colegiul Național Barbu Știrbei din Călăraș sunt printre elevii norocoși din România care au primit manuale la începutul anului școlar. Cum manualul de dar nu se caută la conținut, am fi trecut mai departe. Totuși, a provocat o anume nedumerire manualul de informatică. Primul semn că ceva nu e tocmai în regulă cu acest volum apare chiar pe copertă, unde este prezentată cu o grafică frumoasă un calculator tip 286, PC 286, care, spre care mâna unui erou anonim îndreaptă o dischetă. un floppy disk, adică nu o dischetă. Acum dischetele sunt alea de demachiat la doamne și domnișoare, dischetele sunt alea de bumbac. Cumpărești tu niște dischete, știi? Floppy disk era măcar mărimea aia mică, sper. Da, e un floppy disk. N-au pus-o pe aia inițială. Uite cine știe, da. Existau și floppy discuri mari care au succedat cartelelor perforate. Așa e. Luca, tu ai prins cartelă perforată? Da, cum să nu? Bun. Sony, care a fost cel mai mare producător de dischete, a încetat să le mai facă în 2010. Ca să înțelegeți cam de când este acest manual. Deci el în 2010 nu mai existau dischete. E adevărat că prin instituțiile statului român au mai putut fi găsite mulți ani. Într-o vreme, bilanțul la firme se depunea anual cu un dosar tipărit care avea atașat și o dischetă, ca să fie și proba digitală acolo. Da. Și mișto. În interiorul acestui manual de informatică, numeroase informații despre minunata lumea informaticii, a informatizării și a programării, așa cum era această lume, presupunem, în anii 90. Deci, practic, un mic manual de istorie și informatică. E un manual vintage, îmi spune cineva. Da, iată acum un exercițiu de logică din acest manual, semnalat de părintele unuia dintre elevi, care postează inclusiv o fotocopie după exercițiul respectiv. Deci un exercițiu pe care trebuie să-l facă copiii elevii de clasa a 9-a. Pasul 1. Deci, cine a trecut prin școală și ține minte ora de programare, știe că se fac în pași. Pasul 1. Început. Pasul 2. Mergi la telefon. Momentul în care îmi imaginez că orice elev de clasa a 9-a din prezent se întreabă la ce telefon să merg din moment ce telefonul e... poate l-am lăsat undeva. Așa mai merge, da. Bine, merg la telefon. Pasul 3. Ridică microreceptorul telefonului. Aici deja s-a împiedicat. Cum adică ridică microreceptorul? Nu poți, că el e integrat. De ce râzi, mă, Luca? Dă mesaj. Imediat treci și la mesaj. Pasul 4. Dacă are ton. Deci imaginați-vă, vă rog, cam ce este mintea unui elev care citește un astfel de exercițiu din manualul de informatică. Se uită, cum adică dacă are ton? Dacă are ton, formează numărul de telefon. Altfel, pleacă la vecin și treci la pasul 10. Pasul 10 este anunță la serviciul de aranjament de telefoane că ai telefonul defect și mergi la pasul 14. Pasul 14 este terminat. Dar dacă telefonul este ocupat, pasul 5, închide telefonul și mergi la pasul 11. Pasul 11 este așteaptă 15 minute și mergi la pasul 2. Deci dacă telefonul este ocupat, adică dacă era pe cuplaj, mă înțelegi? Da, da, da. Dacă nu răspunde, zice pasul 6, pune microreceptorul în furcă și mergi la pasul 12, altfel încep discuția cu persoana care a răspuns. Și tot așa până la pasul 14. Luca se plânge de amintiri din copilărie și limbajul arhaic de acolo. Dar gândește-te la asta. Nu? Da. Zi cu mesajele. Jules Verne acolo, practic. Băi, da, deci, evident,
Vă rog totuși să vă opriți, adică am înțeles ideea, v-ați prins că formează la un telefon cu disc, că vin mesaje în continuu, dar printre ele l-am dibuit pe ăsta care m-a uns pe suflet. Sunetul prezentat, cred eu, așa, că este de la Orindea. Mai de puțin. Deci, dragi copii, dragi copii și tineri ascultători, pe vremea mea, când voiai să suni iubita și nu aveai redial la telefoanele cu disc, se foloseau astfel de telefoane cu disc. Și sigur, da, frate, și formai. Și a naibii vorbea cu colegul de bancă, probabil, în loc să-ți răspundă ție la telefon. Așa se întâmplă. E adevărat că nici nu erau multe cifre la început. Erau 6 sau 5. Sau 5 în, în alte orașe decât, da, București. După aia a intervenit cu prefix obligatoriu și așa mai departe. Și era frustrant cuplajul. Da, da. Dacă se întâmpla. Închideți, vă rog, că vorbesc eu. Pe de altă parte, și... eu trebuie să recunosc că acum n-am făcut-o niciodată, că atunci când am avut primul telefon mobil, am așteptat tonul. Adică, bă, tare, nu cred. L-am pus la ureche, am apăsat butonul normal verde înaintea tuturor. Și, înțelegi? Da, să-l deschizi și tonul. Și aveam un Conex, un telefon de la Bosch, de la Conex Go, wow, dacă vă ce ți aminte, era o ofertă. Early adopter. Da. Și am dat verde și l-am pus la ureche. Și nu s-a... Adică l-am deschis cum ar veni. Să le explicăm totuși pe scurt mai tinerilor noștri ascultători, cuplajul era uneori pe aceeași linie, funcționau două numere de telefon, ce e interesant că cei care împărțeau linia nu se cunoșteau, nu erau vecini, nu știai cine. Random. Era random. Și la un moment dat, cum spunea, și dacă clar, vorbea unul, în timp ce vorbeai, da, putea intra, ridicând receptorul, celălalt cetățean cu care împărțeai linia, intra în conversația ta. Da. Și de multe ori la spunea, hai vă rog frumos că am dat și eu un telefon. Și era tare când aia devenea exasperat și era, dar închide domnule, ești nebun? Dar vorbești de jumătate de oră. Dă un domnule, am o urgență domnule, o să revin 10 minute. E posibil așa ceva, mă râdeam. Erau mereu conflicte. Da, ia fii atent la mesajul ăsta. Da. Da, este sunetul făcut de discul de formare a unui număr de telefon de pe timpuri, când puneai degetul într-un locaș rotund și formai numărul de telefon. De acolo și vorba, vezi unde bagi degetul. Mă rog, la asta nu mă așteptam. Hai să lăsăm și concursul de care am vorbit mai devreme în studio. Da, vreți dăm să... un hanorac în această dimineață pentru cel sau cea care ghicește numărul de telefon format dat de noi ca exemplu. Deci ca să vă închipuiți ce titiriți suntem, l-am pus pe bietul nostru producător, Adi Tudor, să caute sunet de telefon cu fiecare cifră format, adică de la 1 cum era până la 0, și să monteze în succesiune corectă numărul de telefon format pe disc, pe telefon cu disc al unei instituții din această țară. Deci este, da, numărul de pe site. Și acum vrem așa, noi o să difuzăm acest sunet care reprezintă formarea unui număr de telefon al unei instituții și dacă ghiciți numărul, primiți un hanorac. Ne dați mesaj pe 0728-3132. Deci fiți atenți, este un număr real format, da, pe un telefon. Atenție! Eu chiar sunt tare curios dacă se întâmplă asta. Da. Ca să înțelegeți, să vă dăm și un reper, primele trei cifre sunt prefixul 021. 021 ce se formează când trebuie să suni la, pe un număr fix. Deci 021, ca să vă dăm o idee despre cum sună. Vrei să mai încercăm o dată? Să mai, da, dăm încă o dată și... Durează mult, dar așa se forma. Da? Deci este un număr real al unei instituții din România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.